ia să-ți petreci timpul, nu... să vă sunați, hai să ieșim. Păi n-am, da, hai să ieșim. Toată ziua și toată noaptea, adică zi de zi. Păi nu zi de zi, două, doar două, trei zile. Dar n-a fost nimic niciodată mai mult de atât. Depinde și cum... Pentru că mai tot timpul ai o relație, dar să știu. Eu am prietenia asta, cred. Tu o să crezi în mine și în prietenia mea și cu mine și un băiat? Adică n-ai cum să te împrietenești cu un prieten de-al meu, mă refer, sau așa, dacă ai fi avut unul vechi, da. Dar nu așa dintr-o dată. Nu, de acum, dacă nu cineva, nu poate vă rămâne. Nu, există. Prieten, nu poți să fii într-un an. Prietenia să câștigă în ani de zile. Păi da, eu zic așa, îl cunosc acum și după 2 ani de zile începe să devenim foarte... Păi cine să cunoaște, mă? Nu știu, zic. Îți dau eu numai cunoscut. Unul Angel sau unul... Da, da, da. Nu știu. Da, vezi tu, Angel, Angel. Da, iubire, de exemplu, o să-l cunosc acum când o să ies din casă. Nu o să cunoști pe nimeni. O să-l nimeni. Dată pe săptămână în fiecare așa, știi? Așa comun toți, mai mulți și încet devenim foarte buni n-o prieteni. Nu o să devii foarte bun prieten. Nu mai vine pe la noi pe acasă când ești plecat. Păi capuși de zile la tăi dacă vrei. Da. Așa. Așa. Nu așa. Joacă-te tu cu focul. Mai ales iarna când tu ai foarte multe jumătate ore liber și nu am ce să faci, mă plictisesc. Nu mai duce el la tine, na, știi, mai știu, crezi că eu stau singur pe acasă. Poate te găsesc într-o zi pe gard. De ce să mă găsești pe gard? Poate pe el, da, poate să-l găsești sărind gardul, da. Pe mine n-ai de ce să mă găsești pe gard. Ești gelos? Nu. Dar ce? Deci încep să-mi fac anumite idei. Oh! Bă, iubire, bă, n-aș face așa ceva, nu aș face așa ceva, deja te doare capul, nu m-ai gândit tu. Ai, asta l-ai zis din suflet, nu l-ai zis tu la glumă, da. Bă, l-a zis la glumă, îți dai seama. Hai, mă, că ești criminal la glumă. Tocmai de asta spun, că nu, eu nu cred în așa ceva. Bine, păi dacă tu nu poți te abții. Eu nu cred în așa ceva. Păi și de aia nu crezi. Ce, că eu nu pot să mă abțin? Ce zici? Ce-a fost asta? Ce-ai zis, Raimu? Rai! Ce-ai zis? S-a fost obosit. Da? Bine, măi, obositule. Dacă ești obosit, ce vrezi că... Ia... ce dulce e crema asta? Da, mă, ce faci, mai deștept? Dacă nu curăți, poți să facă o cărță. Ai, mă, ai, mă, supraceasule, ia, ce râde, mama, mă, mama, mă. Dar nu este adevărat, am vorbit decât, băi, cum faci așa? S-a supărat, de ce? Că i-am zis eu, dar, că el zice că eu cred în relații de prietenie dintre un băiat și o fată. Și am zis că eu nu cred în așa ceva. Și am zis, dar tu crezi în prietenia mea dintre, crezi în prietenia dintre mine și un băiat? Și am zis că nu. Păi că atunci cum crezi? Și am zis, păi dacă o să cunosc acum un băiat și după 2-3 ani devin prietenă cu el, ce e rău în asta? Și am zis că nu, că nu există așa ceva. Și am zis eu că las că vine la noi acasă, ne mai vizitează, mai vin cu el la tine la muncă. Da. Și acum s-a supărat, știi? E prietenul meu, bine, vrem cafea, atunci la... Da, da, da. Da, uite, a venit tu pe la noi. A întrebat de tine, dar n-a știut că lucrezi astăzi. Mai rând de acasă, de plin zboare. Da, da. Da, da. Da, am făcut pe la canalizare și a trebuit să mă dezbrac. Sau... Da, s-a spart. Nu mă, nu mai dat. Și s-a supărat acum, s-a supărat. Dar ce-s rău? Adică nu poți... Hai, dar nu mai pune mânuntă! O, Guriță, ce faci pe acolo, Guriță? Hai, ne glumesc! Faci pe supăratul? Faci pe supăratul? Dar ce am zis, iubire, că am glumit? Hai, nu mai fă așa!
Am înțeles. De fapt, nu vrei să mă pup și faci că ești pe supărat. Am înțeles. Bine. Hai, întoarce dacă tu așa vrei. De oră. Stai așa. Se vede cât de mult îți lipsesc în fiecare zi. Petrecut împreună. Bun. Și felul în care îl petrecem. Nu mă gândesc așa când îl am petrecut. Ce faci, Mariana? Unde ați fost? Unde ați fost? Dar ce ai? Am fost ok. Nu te sperie că tu vrei și mă sunt droaie, mi-am și am să mai repede o dată. Aaa, înțeleg. Știi? Vezi că poate te lasează pe Gina că ai pus alea acolo, că tu nu le mai... Acum le iau, că am uitat. De ce? Ce? Iberotă. Care zic câte un cuvânt, așa că